Pe o șosea din raionul Sângerei, o tânără de 26 de ani a murit în urma unui groaznic accident care s-a produs în această dimineață. Mașina în care se afla o victimă, o prietenă de-a ei de 25 de ani, dar și șoferul, un tânăr de 28 de ani, s-a izbit violent într-un copac după ce conducătorul auto a pierdut controlul volanului. Potrivit poliției, el a urcat băut la volan și ar fi condus cu viteză excesivă. Accidentul a avut loc în jurul orei 7 dimineața în apropierea satului Dobrogea. Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a încolăcit practic în jurul copacului. Cele două tinere, ambele din Dobrogea, se aflau pe bancheta din spate și au rămas prinse între fiare. În schimb, șoferul originar din Bălți a reușit să iasă singur din mașină și a cerut ajutor. Salvatorul a depistat un automobil de model BMW în care se aflau două persoane de gen feminin. S-a stabilit că în viață este doar o femeie de 25 de ani, iar cealaltă a decedat în urma impactului. Tânăra care a supraviețuit și șoferul au fost preluați de echipaje SMURD și au fost transportați la Spitalul Municipal Bălți. După ce a primit îngrijiri medicale la spital, fata a plecat acasă. Șoferul a suferit însă o fractură la coloană și a fost internat. Polițiștii spun că accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei excesive, dar și a faptului că băiatul a urcat băut la volan. Una dintre versiuni ar fi viteza excesivă cu care se deplasa vehiculul. Mai mult, drept urmare a testării, s-a dovedit că șoferul se afla în stare de ebrietate, deoarece dispozitivul alcoolscopic a stabilit 0,49 de miligrame de alcool în aerul expirat. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei, dar și ce pedeapsă va primi șoferul dacă va fi găsit vinovat.